români, oferindu-le spre lectură poezi contemporani în limba română. Poetul care ne va citi în continuare e, dacă vreți, un atu pentru cei foarte tineri de care vă vorbeam adineauri. Generozitatea poeților pentru poeți e rar întâlnită. Poetul care vă va citi în continuare a făcut, pe de o parte, lucruri admirabile în ceea ce privește propriul scris, dar a făcut lucruri admirabile și pentru scrisul altora. A înființat o editură, casa de editură Max Blech. Pe lângă asta, vorbim de nenumărate ediții ale Institutului Blech. Pe lângă asta, vorbim de nenumărați poeți români tineri care au ajuns să ia contact cu poezia internațională datorită lui. Dincolo de toate astea, un poet extraordinar, Claudiu Comartin.